Avem împreună cu Clubul Sportiv Școlar numărul 5 un proiect, judo pentru copii din evidența de GSPC sector 4. Îl desfășurăm deja de 6 luni de zile. Și ne-am gândit că acest proiect este foarte bun pentru copii, pentru că sportul întărește caractere, îi face să-și stabilească obiective și îi învață să muncească pentru a-și îndeplini aceste obiective. Sunt copii care se află în apartamente de tip familial, căsuțe de tip familial sau în asistență maternală. Cei de la Clubul Sportiv Școlar numărul 5 ne oferă aceste antrenamente gratuit și ne pun la dispoziție cunoștințele lor. Am început acest proiect împreună cu Direcția Protecția Copilului Sectorul 4 cu scopul de a implica pe copii într-un proces instructiv educativ. Ca orice activitate, implică și niște costuri pe care noi sperăm să le obținem de la anumite companii, anumiți oameni care sunt doritori să investească în această activitate. Activitatea este frumoasă, judo este un sport frumos, este un sport olimpic. Rezultatele României sunt destul de bune la acest sport. Deocamdată suntem într-un moment așa mai greu, dar investim. Trebuie să investim ca să avem rezultate pe viitor. Consider că sportul îi poate ajuta foarte mult în viață, de la dezvoltarea fizică și până la integrarea lor în societate. Urmează ca la sfârșitul lunii septembrie să-i ducem într-un cantonament de pregătire la mare și probabil în luna octombrie-noiembrie chiar să participe la o competiție de judo organizată probabil în București. Da, este mai echilibrat și mai disciplinat. Da, eu așa-l văd. Și un pic mai obosit. Și ce vrei să devii? Ia spune, ce vrei să te faci? Polițist. Polițist. Și judocan. Da.